Zombie apocalypse. Hai, salutare, măi prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Măi, fraților, astăzi facem un nou episod despre Farming Simulator 19. Dar înainte de toate, nu uitați, lăsați un like, să vă abonați, dați și un share, că mă ajută foarte mult. Să activați și clopoțelul, pentru că ăla este cel mai important. Și dacă vreți să lăsați și un comentariu, eu o să-l citesc și o să vă dau și inimioară dacă este cazul. Așa că nu uitați acum să vă duceți acolo în secțiunea de comentarii. Și bun, hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând, fraților, vreau să vă spun că urmează să fie adăugat un nou DLC în Farming Simulator 19. Este un DLC destul de mișto, zic eu. Și se bagă și ceva foarte tare care mie îmi place și o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Bineînțeles, probabil unii dintre voi știți despre acest update, că urmează băgat un nou DLC și că băieții au spus mai de mult despre chestia asta, dar eu am venit mai târziu cu episodul, dar nu contează, eu sper că o să vă placă și probabil unii dintre voi știți foarte multe despre acest DLC, dar eu o să vă arăt la toți și sper că o să vă placă. V-am zis că o să urmeze episoade în care vă arăt noutăți despre joc și azi am venit cu acest episod, pot să zic, în care vă arăt toate chestiile din DLC. Și bun, acest DLC va fi lansat pe data de 10 martie 2020, deci mai sunt foarte puține zile, o săptămână dacă stau să mă gândesc așa, mai este, din ziua în care eu postez, adică astăzi, mai sunt 7 zile până când puteți să dați pre-order dacă vreți să-l cumpărați. Și o să aveți link-ul în descriere dacă vreți să-i dați pre-order, el costă 7,99 de dolari, adică 8 euro, mai bine zis 8 dolari, probabil înseamnă cam 9 euro sau cât înseamnă. Probabil cam așa, pentru că euro este mai mare ca dolarul și na, costă puțin mai mult. Dar na, 7,99 e așa și așa pentru DLC, pentru că na, nu se adaugă extraordinar de multe chestii, dar o să vi le număr și o să vi le și arăt. Bun, în primul rând, avem aici cel mai tare lucru care se bagă în acest update, în acest DLC, este acest John Deere 8R X Series, îl vedeți și voi cât de șmecher arată, este ăsta cu șenile, mamă, e blană acest tractor, nu pot să zic nimic despre el, ăla cât de șmecher este, și da, arată blană tractorul, pot să zic, Large Tractors, deci este din categoria Large Tractors, el are 520 de cai până la 670 de cai, deci este foarte, foarte puternic, el are 40 de km pe oră, atâta prinde, deci este un tractor destul de mișto și ăsta este foarte tare, știți și voi că mie îmi plac foarte mult tractoarele de genul cu șenile față-spate care sunt caterpilate de la jumate, deci este foarte, foarte tare. Următoarele chestii sunt echipamente, primul este vehicul, atât se bagă din vehicule, doar tractorul acesta, dar eu zic că este mișto. După care avem mai multe echipamenturi de la o firmă care se numește Borgault. Este un nume cam ciudat, dar Borgault, așa, și avem aici Type 3320, liniuță 76, Paralink Hoe Drill, Seeders, deci este ceva în categoria Seeders, avem aici Required Power, 500 de cai putere, deci este o namilă de, din asta probabil este ceva din asta, cum îi zice, cultivator, și are 23,3 metri, deci este uimitor de mare, deci sunt genial de mari. Astea sunt un fel de Big Bad, știți și voi când s-a băgat Big Bad-ul, au fost vehicule aia foarte mari, tractoarele aia gigantice, deci astea sunt ceva de genul foarte mari. După care avem Borgault 7950 Air Cart Seeders, din nou, acesta are 33,475 de litri, deci are 33.475 de litri, deci este foarte, foarte mare. Și vezi și voi cum arată, este genial, nu pot să zic nimic despre ea, despre această chestie, foarte genială. Este de cultivat, probabil, de pus semințe în pământ. După care avem Borgault 3420-100 Paralink Hoe Drill, tot la Seeders, este tot un fel de cultivator. Asta necesită 600 de cai putere, deci este foarte mare, deci de aia s-a băgat tractorul ăla pentru a le putea trage pe toate, deci este foarte mare și acesta are 30,5 de metri, deci mamă, e genial. După care avem Borgault 71300
Aircart Seeders, tot în categoria Seeders. Vezi cum arată, este cu roz duble, față-spate, foarte tare, gigantică, seamănă cu cealaltă, dar are roz duble. Are 45.810 litri, deci este foarte, foarte mare și asta. După care avem Borgault SPS 360-50, cultivator. Avem aici ce avem la detalii, 480 de cai are nevoie și are 12 metri, deci asta este mai mică. După care avem Borgault XR 770 Harrow Seeders, este în categoria Weathers, nu Seeders. Și avem aici 350 de cai putere are nevoie, are 21,3 metri și asta este destul de mare. După care avem și ultima chestie, Borgault FMS CD 872-8, categoria Seeders, 240 de cai are nevoie, are 8 metri și capacitatea este de 7200 de litri, deci este destul de micuț acest utilaj, dar nu contează, este destul de mișto și ăsta. Și cam astea sunt toate chestiile. Acum o să vă arăt și niște poze cu aceste utilaje. Și vedeți în prima poză aici acest utilaj foarte mare, vedeți că are și cultivatorul ăla tot așa de la el, foarte, foarte mare. Și dacă mă înșel, acolo este un case din ăla cu șenile, care îmi place mie în față, care le trage. Îți dai seama ce putere trebuie să le tragi pe ambele, să tragi și ăla și ăla după tine, deci mamă. După care avem această poză în care vedeți și voi John Deere-ul ăsta mirific, cu tot cu acest Seeders în spate, foarte tare, genial arată, tractorul ăsta e uimitor, pot să zic. Și după care avem aici din nou acest New Holland, care trage tot așa un cultivator din ăsta după el, foarte tare. Acum aveți pe ecran o chestie în care vedeți și voi cum se încarcă această remorcă. Vezi că pune cu paletele direct în acel braț și se duce direct sus. Foarte tare chestia asta, mi se pare genial. Și după care avem și acest cultivator din nou aici, cu tractorul Valtra. Și vedeți și voi cât de șmecher arată. Și cam astea sunt toate chestiile. Ele o să fie și pe Steam și pe Epic Games și pe OS, pe Mac. Deci o să fie disponibile pe toate chestiile, Mac, App Store, și update-ul va fi 1.5.1 sau mai mult. V-am zis cât costă, $8, deci nu este așa de ieftin, dar nici scump. O zic că e între, puteți dați pre-order dacă vreți, o să vă las link-ul în descriere, v-am mai zis. Lansarea o să fie pe 10 martie, deci mai este puțin și abia aștept și eu să văd despre ce este vorba și cum se comportă aceste chestii, pentru că nu am văzut încă nimic pe YouTube în care să arate astea. Parcă puseseră ceva Giants, dar nu mai țin minte sigur. Oricum, sunt mișto, puteți le căutați și voi pe net să vă uitați la ele. Eu o să vă las linkul de unde să le luați cu pre-order dacă vreți să-l cumpărați dinainte, să aveți pre-order. Nu știu dacă vă dă ceva în plus dacă dați pre-order, dar eu zic că este mișto acest DLC și sperăm că pe viitor să bage DLC-uri mult mai mișto, cu hartă nouă, cu alte chestii făcute de ei, poate și animale noi, poate alte chestii, deci abia aștept să vedem despre ce este vorba pe viitor. Și bun, cam astea au fost toate chestiile, sper că v-a plăcut acest episod și mai vreți în continuare episoade de genul, pentru că eu o să mai fac. Și bineînțeles, dacă vreți să lăsați un like, să vă abonați, dați și un share, m-ar ajuta foarte mult, să activați clopoțelul. Dacă vreți să lăsați un comentariu, este binevenit, puteți dați un follow pe Instagram dacă vreți, aveți linkul în descriere. Discordul tot acolo, dacă vreți să intrați, avem un Discord foarte șmecher, un server foarte tare, puteți să intrați și voi acolo și discutăm. Și dacă vreți să vă duceți și pe Brave, puteți să-l descărcați, să-l folosiți 30 de zile, să intrați în fiecare zi pe această aplicație. Dacă o folosiți 30 de zile și intrați în fiecare zi pe aplicație, eu primesc $5 de la voi și vă mulțumesc din suflet că faceți chestia asta. Și bun, cam astea au fost toate chestiile, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!